Un nou loc de unde poți cumpăra coins la FIFA. Linkul în descriere alături de un cod de reducere. Vrei cele mai noi jocuri? Intră pe Gamerland. Simplu! Mai vrei și transport gratuit? Bagă codul Quick la secțiunea de observații. Simplu! Salutare, oameni buni! Bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu Arsenal! Avem de simulat două meciuri pentru început cu Crystal Palace, cu care jucăm cu echipa asta titulară. Am schimbat și numerele, am schimbat și instrucțiunile, după cum mi-a spus voi în comentarii acolo. Am văzut că multă lume se plângea de numere. Nu înțeleg de ce, nu știu, mie numerele mi se par irelevante să dea dracu în FIFA, dar dacă voi vreți, e bine, executăm, bă, ce dracu! Ok, am schimbat numerele, uitați aici numărul 9, 10 pentru Sanchez, 7 pentru Ox, 1 pentru Cech și prin apărare pe acolo. Chaka l-am lăsat cu 29, de ce nu? Iată, Ox înscrie și 2-1, o victorie chinuită, Sanchez aduce victoria. Băiatul meu Ox a înscris și Ramos s-a accentat. Da, păi cum să nu? Doamne, și am făcut și instrucțiunile, după cum i-a spus alții. Sau, mă rog, am pus la Lewandowski, stai central, l-am pus acolo să stea în centru, să vedem cum va juca, nu știu dacă i-am dat stay central și target man. Să sperăm că va fi mai bun în felul acesta. Și haideți să vedem și meciul următor din Cupa Vieții, Player Injured. Să vedem cât va lipsi Ramos, am uitat. Ok, am prelungit și contractele jucătorilor. La unul dintre ei, iată, acceptă Campbell, Szczesny, Smolnikov, Jerkinson. Ai, la ce-mi stă mie mintea? Giroud, Ramsey, Chamberlain au acceptat-o și Ozil și Koscielny și Debuchy nu. Două zile va lipsi Ramos, deci va fi apt pentru meciul următor pe care o să-l jucăm. Oricum, acum băgăm rezervele în meciul acesta senzațional cu Reading, echipă de Liga a doua, cred. Cred că sunt undeva, sau? Nu, stai mă, ce? Reading, iată, câștigat cu City? Ce? Ăștia sunt în prima ligă, cred. Mă rog, dacă pierdem asta este 2-0 totuși. Wilshere și Montreal au înscris. Wilshere din penalti. Ok, avem doar două zile distanță de meciul cu Beşiktaş, un meci foarte important. Și cred că o să jucăm cu rezervele în primul meci, doar două zile, nu o să se odihnească titularii. Vom juca cu această echipă, să sperăm că va fi echipa victorioasă cu Everton. Nu mai e Everton ce a fost, jucăm și acasă, hai că totul trebuie să fie bine, ce dracu. Să înceapă acest meci nebun, ce dracu. Iată aici clasamentul, oameni buni, am urcat pe locul 2 West Bromwich pe primul loc, pe locul 3 West Ham, pe 4 Chelsea, oricum se vor modifica. Iată aici antrenorul celor de la Everton. Ok, hai să începem, oameni buni. Ok, ajungem mingea la Giroud, de ce nu s-a dus direct la Campbell? Giroud acum, Giroud, hai o pasă bună și iată ce pasă bună. Campbell oprește bine, călcâi acolo spre Giroud. Funes, mori în morții mătii. Ok, Giroud, Wilsh, aoleo. Nu putem face nimic, nu putem face nimic împotriva ăstora. Nu avem ce face, îmi pare rău. Aoleu, și acum Koscielny, Cech, mă, Cech, mă. 1-1 cu Nia se scoate. Păi dacă nu era Cech, Nobele am noi în aceste momente. Bă, trebuie neapărat victorie, dar e greu, bă, cu ăștia, băi, atât de greu cu aceste rezerve, doamne. Vreau titularii, oameni buni, vreau titularii. N-a fost deloc cea mai bună decizie, dar meciul cu Beşiktaş este foarte important. Este la abia două zile. Pesic trece, du-te, dracu cum scapă ăștia! Apărarea mea pleacă din apărare, mă, când trebuie să atacăm. Fantastic, hai bă, hai bă, rezervele lupește. Ok, peste poarta, ai corner, a fost respins. Păi, dar pe cum se putea altcumva, doamne ferește. Suntem dominați aici de Everton, ne țin ăștia în careul nostru. A avut și o ocazie imensă mai devreme, Cech, încă una, Cech scoate. Dacă nu era Cech, ce dracu ne mai făceam, băi, oameni. Hai, mă, Walcott, mai aici, mă, contraatac, mă, bravo, mă, bun. Hai de Campbell, hai Campbell, te rog. Bun dribling, te rog, driblează încă o dată, pasează repede, hai că e ok totuși. Eleni, super pasă, Wilshere ratează, Stekelenburg. Fucking Stekelenburg, du-te, mă, dracu, Will. Gana, Mira, las, Giroud, super recuperarea lui Giroud, iată, poate aici, poate aici, pasă bună, Giroud, pasă încă o dată, Campbell, Campbell în centru, este acolo, Coquelin, gol, mă, gol, Coquelin, mă, pasele aduc, gol, aduc golul, primul gol al meciului și al episodului și să sperăm că este golul care va aduce victoria. Iată aici pasele, Coquelin, bă, i-a dat cracelui-a, rușine, rușine! Iată, oameni buni, victoria aici la noi acasă pe Emirates, victorie bună cu Everton
Și 3 puncte, dar o victorie foarte grea. Nu cred că am meritat victoria asta, sincer să fiu. Iată, oameni buni, Chambers crește 7-7 overall. I-am băgat pe Iwobi, nu știu exact cum se citește numele lui, dar are exciting prospect, asta înseamnă peste 85 overall potențial. Și Bielik ăsta l-am pus pentru că, nu știu, n-aveam pe cine altcineva în mare parte să pun aici, pentru că pleca serialul naționale și dracu să ia. În fine, hai să continuăm, avem aici meciul cu Beşiktaş. Ok, asta este echipa, oameni buni, o știți cu toți, echipa de titular, Leva în atac cu noile instrucțiuni, să vedem cum va fi. Să vedem dacă va fi ceea ce trebuie. Target man, stay central, să nu se mai ducă în stânga-dreapta. Să sperăm că va sta acolo sus în atac și va face treabă bună. Jucăm în Turcia, o să fie un meci greu. Fanii turci sunt ai dracu. Sunt fanatici ca lumea și hai să înceapă minunatul meci. Începe meciul, oameni buni, meciul cu Beşiktaş și haideți să câștigăm 1-1 în tur. Avem nevoie neapărat de victorie pentru a ne asigura. Cred că dacă o să câștigăm o să avem locul mai departe în Champions League asigurat. Ok, Sanchez, ce faci, Sanchez? Bun, cu greu acolo pasă la Gibbs. Kieran Gibbs, pasă bun acum, Lewandowski, pasă bun Alexis, Chaka acum către copilul minune, Chamberlain, Chaka cu stângul, șut în blocaj și prinde Boyko. Ce la Sanchez, ok, este faul, nu este faul, să ăsta rămâne întins pe gazon, sper că simulează, sper că nu s-a accentat, n-am nevoie de încă accentare, ce pulă. Bă, ridică-te Sanchez, mai ales la fucking Sanchez care are o formă de geniu în ultima vreme, văd că n-are nimic, dar este pe margine. Da, accidentare, extraordinar, fix de ce aveam nevoie. Fix de ce aveam nevoie, nu! De asta n-aveam nevoie, ieși afară. Oprește Ramsey, superb, centrarea acolo este Leva, așa mă, asta e, poate am înimerit instrucțiunile pentru el, mă. Poate că. Ia uite aici, aruncă ăștia încet. Ok, ce a fost tackling-ul ăla din oficiu, prietene? Nu! Putu-ți morții, mătii, de bug! Dar a fost offside, bă, să-mi bag pula în el de bug, mă. Dai să iasă portarul și dai, na, că dai în disperare, că vezi că e situație nasoală. Și după aia o lasă jos, că se păstrează comenzile, că așa e un joc normal. Doamne ferește, putu-ți rasa, mătii, ei sports. Că n-ați putea să rezolvați, mă, bugul ăsta, tu vă în gură de dobitoci. Că l-aveți de când a început jocul, de când l-ați lansat. Ultra attacking atunci, avem nevoie de victorie în meciul ăsta. Ok. Să te bagi, că dacă nu te băgai, tu te băgam eu și oricum te bag și eu. Rasa mătii de arbitru. O, Chaka, ce recuperare, poate să fie recuperarea meciului. Vine golul, Ozil revine aici cu gol. Sau mă rog, nu chiar revine, pentru că am mai jucat și data trecută. Dar totuși, bă, revine în Champions League cu gol. Sau și data trecută am jucat cu el în Champions League. Nu mai ții minte, să dea drag. În fine, Ozil înscrie, oameni buni, 1-0, minutul 84. Am înscris cam în același timp în care am înscris și în meciul trecut cu Everton. Recupera lui Chaka a fost o delicatesă fotbalistică, oameni buni. Numele lui este Șef Chaka. Șef Chaka îți pregătește înfrângerea. Wow, glume, poate. Să se termine meciul și este victorie, 1-0 și în acest meci. Poate ăsta este scorul episodului, cine știe, mai avem încă un meci însă de jucat, din nou 3 meciuri pe episod. Dacă mai vreți așa, lăsați un like acolo. Și iată, mă automatește la șuturi, însă am avut posesia, bă. Ai de pis. Ia mă, ce s-a mai întâmplat pe aici? Benfica pierde, Inter 3-0, dă la Benfica la ea acasă. Barça 2-0 cu Braga, 3-1 Bayern cu PSV. Atletico bate, Spurs ia bătaie de la Monaco. Valencia câștigă cu Olympiacos. Hei. S-a cam terminat lupta, sincer, cred că eu și Valencia ne vom califica mai departe. Sunt pe primul loc, oameni buni, la egalitate cu West Ham și cu West Brom. Chelsea vine din spate, United, cu care o să joc imediat, la fel și vin acolo de tare din spate. Și hai să vedem pentru cât timp va lipsi Sanchez. Mi-e și frică să mă uit să dea dracu, player injured. 3 săptămâni! Ai. Da, nu ne putem baza pe Sanchez în meciul ăsta, pe Alexis, așa că o să-l băgăm pe Walcott și în locul... sau nu. Știi ce? Cred că mai bine jucăm cu Ozil aici. A fost foarte bun și schimbăm așa cum am jucat data trecută în meciul de mai devreme. Ozil e foarte bun aici, mi-a plăcut. Ok, oameni buni, să înceapă meciul cu Man United. Ați văzut echipa și haideți să vedem. Jucăm din nou în deplasare. Folosim kitul.
Nu l-am pe la clasic și eu. Trebuie să iau și pe la clasic, dar chiar dacă nu e cine știe ce. Ăștia îi îmbrăcăm așa, doar să la ea acasă, uce mori, ăsta mă mauling. Nu știu cine dragă, probabil. În fine, hai să începem. Uite-l pe al nostru portar, Petr Cech, super Cech. Mamă, de ce sunt detaliile pe cască atât de proaste, mă? Serios, bă, aveți un engine superb și voi puneți detaliile astea. Doamne, parcă le-a fost Dani. Iată-l pe De Gea, au pe ăștia probabil super echipă în teren. Iată-l pe Zlatan, uite-l pe Pogba. Ok, super echipă, ambelit-o. Martial, probabil a ajuns la un overall destul de mare în acest moment. Martial, Luke Shaw, mă domină ăștia în acest început de meci. Martial, centrează Martial. Ramos, Ramos, ești dobitoc, Ramos. De asta te-am adus, mă? Să fii idiot să-ți dai autogoluri aproape. Du-te, dracu, Ramos, ești nebun. Să sperăm că e ultima lui gafă. Prima și ultima. Hai, le va aștept un gol de la tine, meciul ăsta este un meci important. Avem nevoie de un gol, Chamberlain. Ox trece fantastic. Se duce Levan Careu, minge de viață, corner, fuck. Leva se demarcase bine de data asta. O să dăm în zona aceasta să fie departe de portar, ca să nu mai iasă Mustafi. El a dat. Cred că da, a fost în fața lui Ramsey. O, ce pasă bun aici. Ox. Ox, pleacă Renato. Renato, 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 mă, Renato, mă, l-am adus eu aici să dea gol versus United. Să-i distrugem, să-i feliem, țaca, țaca, ca pe salam, să zesc, să-i tăiem așa bucăți, bucăți. Renato, 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 superb. Ce jucător, mă, ce jucător, dar... Iau, Mulinio, nu fiți supălat, nu fiți supălat, Mulinio, așa, aplaudă-mă, bravo, bravo, aplaudă-mă, Mulinio, mulțumesc, Mulinio e plătit, mă, de mine, mă, am bani să-l plătesc până și pe Mulinio să piardă aici în fața mea, nu, de fapt să mă aplaude, că de pierdut oricum pierde, chiar dacă nu e blat, e plătit să mă aplaude, să-mi aplaude echipa. Este Renato însă la recuperare, Dumnezeu ăsta, pasă superba lui Ozil în ultimul moment, Lewandowski, Lewandowski cu stângul, da, mă. Smalling aici, iată, pasă acolo la De Gea, De Gea pericol, gata, gata, dacă și De Gea de 90 overall face chestii de genul ăsta la presiune, du-te mă de aici mă. Du-te, bă, de aici, bă. Ai, bă, Leva, să trăiești. Așa gol să tot dai. Leva, senzațional. Ce dracu a fost asta? Ce cu jocul ăsta tâmpit, mă? Ce este în regulă cu acest joc tâmpit? De ce dracu un portar de 90 overall face chestii de genul ăsta? Nu înțeleg! Aruncă Darmian de la margine. Lukaku cu o super centrare și Ham și cu un super shoot. Dar la final vine Cech cu o super paradă. Îmi pare rău. Mamă, ce frumos au jucat-o pe aia, bă. Foarte frumos. Ok, Pogba trece de un jucător, de al doilea, Pogba, pasă acolo, Martial, stă până șutează, până la urmă o face și este gol în minutul 91, cred. Martial, Martial, Martial înscrie. A stat ceva aici, a întârziat șutul odată, dar după aceea, nu știu, s-au bâlbâit ai mei, Cech n-a intervenit deloc, bine. Oricum, Lucin, n-ai ce să reproșezi, mă, serios, omul joacă fenomenal, mă. A apărat acolo, la 20 de ani, de fapt, nu. Nu știu. Mă rog, cam atât pentru astăzi, pentru meciurile de astăzi. Încă 3 meciuri s-au dus, oameni buni. Victorie cu United. Super victorie, însă ăștia au avut super șuturi. Oh, shit. România vrea să-i antrenez. Hai mă să acceptăm, mă. Fuck it. Hai să acceptăm, mă, contractul aici de la România. Și să antrenăm și o națională, să revitalizăm naționala României. Sanchez și-a revenit în accentare, e bine. Și Wilshere vrea să joace în următorul meci. Cu cine avem? Cu West Brom, echipa de pe primul loc, bă. Putem să ne distanțăm pe primul loc data viitoare. Vom juca cu ei, avem și cu Valencia. Aici este în... Ok, nu jucăm în cupa asta. Vom simula cu Southampton ambele meciuri, nu mă interesează. Și jucăm cu Liverpool. Mă rog, oameni buni, cam atât pentru astăzi. Eu sper că v-a plăcut acest mirobolant episod. Dacă da, nu uitați să lăsați un like, să vedem câte putem face, bă. Ia să vedem. Oricum, cam atât. Eu am fost cu ei. Ce-am ales.